La Galați, lângă Dunărea Bătrână, constructorii zidesc albia unui viitor fluviu de oțel al țării. Combinatul siderurgic va avea în prima etapă două furnale gigant de câte 1700 metri cub fiecare. De proporții la fel de gigantice, este și raminorul de tablă groasă. Lungimea halei principale 1000 de metri. Producția finală, 1 milion de tone tablă anual. Constructorii gălățeni vor cinsti ziua de 8 mai cu prima linie a laminorului dată în probe tehnologice.